presidente de la República de Rumanía. Gustavo Malma, adelante. Gracias, Patricia. Tras sostener una reunión aproximadamente de 45 minutos, el presidente de la República, Ollanta Humalatazu, y su homólogo de Rumania, Traian Băsescu, ingresaron al Salón Dorado para realizar una declaración conjunta donde brindarán los alcances de su reunión. Escuchemos. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Începem declarația comună a domnului președinte al Republicii, Ollanta Humalatazu, și domnul președinte del presidente de Rumania hace la presentación. Palatul Guvernului are onoarea să ureze bun venit delegației condusă de domnul președinte al României, domnul Traian Băsescu. Declaraciones del señor presidente de la República, Ollanta Humalatazu. Începe declarațiile domnul președinte Ollanta Humalatazu. Hoy día tenemos el honor de recibir al presidente de la República de Rumanía, Traian Băsescu, como representante de un pueblo hermano de Rumanía, y que esta es una visita después de 40 años en que vino el último mandatario de Rumanía. Avem onoarea să-l primim pe domnul președinte al României, domnul Traian Băsescu, ca reprezentant al poporului frate al nostru. Este aceasta o vizită după 40 de ani de la ultima vizită a unui președinte român în Peru. Es una muestra importante de la voluntad política de Rumanía al tener hoy día tan importante delegación y que obviamente compromete, nos compromete como Estado peruano a también visitar Rumanía con una delegación, como se lo he solicitado a nuestro amigo el presidente Traian, una visita multisectorial para poder afianzar, fortalecer los lazos de amistad. Aceasta este o dovadă a voinței politice din România pentru consolidarea relațiilor dintre cele două țări. Ne angajează să vizităm România și, așa cum i-am solicitat domnului președinte român, să o facem împreună cu o delegație compusă din mai mulți oameni de afaceri și ai guvernului, din mai multe sectoare, pentru a consolida relațiile dintre cele două țări. Hemos abordado en esta reunión una serie de áreas en las cuales podemos trabajar juntos, como es el área de la educación, el deporte, el área de las empresas rumanas y empresas peruanas que pueden trabajar de manera mixta, de manera ensamblada, con transferencias tecnológicas. Am abordat o serie de domenii în care cele două țări ar putea colabora. Mă refer aici la domeniul educației, sportului și domeniul prin care companiile românești, alături de cele peruane, să formeze, să conlucreze împreună, alături de asigurarea transferului tehnologic. Esto permitirá la firma de un convenio de cooperación estratégica y a través de este convenio marco podemos ampliar los programas de beca que tenemos en el Perú. Asimismo, trabajaremos para que podamos enviar también deportistas en diversas áreas, como la gimnasia, por ejemplo, para mejorar el rendimiento de nuestros deportistas. Podemos trabajar en lo que es el área de la salud. Rumanía produce medicinas genéricos a bajo costo, que es lo que requiere la población del Perú. Estamos cansados de tener medicinas y pagar más por la marca que por el producto, que por el contenido. Asimismo, sabemos que en Rumanía fabrica, tiene la tecnología para la fabricación de trenes, y eso es un tema, un área interesante para el Perú, ya que tenemos en cartera
la construcción de las líneas del metro y además hemos también abordado el tema de la cooperación conjunta en la lucha contra el narcotráfico. Acest lucru ne va permite să asigurăm semnarea unei convenții de cooperare strategică care să permită diversificarea cooperării pe mai multe sectoare. Mă refer aici la programul de burse, de asemenea mă refer la faptul că am dorit ca mai mulți sportivi din România să ne asigure expertiza lor, de exemplu în domeniul gimnasticii. De asemenea, ne interesează domeniul sănătății și vă pot spune că România produce medicamente generice la un cost mic, ceea ce este de interes pentru noi. Noi ne-am săturat să plătim mult pe medicamente scumpe. De asemenea, știm că România este o țară producătoare de trenuri și acest lucru ne interesează pentru că dorim să construim linii de metrou. Printre alte subiecte abordate a fost, de asemenea, cooperarea în domeniul traficului de droguri. Para terminar, presidente Traiani Ibusescu, quiero darle la bienvenida al Perú, agradecer su visita. Sé que esta es una visita que por la extensión, ya que hemos participado en la misma cumbre CELAC, Unión Europea en Chile, el esfuerzo de estar aquí hoy día con nosotros es parte de una muestra de la voluntad política que hermana más a dos pueblos que tienen economías complementarias y que a través del acuerdo multipartes con la Unión Europea también tenemos una relación económica comercial. Bienvenido al Perú. În cele din urmă doresc să îi spun domnului președinte Traian Băsescu că încă o dată îi urez bun venit în Peru și îi mulțumesc pentru vizita sa. De asemenea, mă bucur că am putut participa împreună la summitul CELAC care a avut loc în Chile și aș mai dori să spun că apreciez faptul că astăzi este alături de noi. Este pentru noi o dovadă a voinței politice din partea României pentru înfrățirea celor două țări deja apropiate. De asemenea, doresc să adaug faptul că economiile noastre sunt complementare și acest lucru se poate vedea și prin cooperarea în cadrul Uniunii Europene. Declaraciones del excelentísimo señor Traian Băsescu, presidente de România.